Acțiunea Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului a fost găzduită de Liceul Tehnologic Veda. Aici, 230 de copii de la ciclul primar și gimnazial au participat împreună cu dascălilor la acțiunea desfășurată de sectorul social-filantropic al eparhiei, coordonată de părintele consilier Andrei Diaconescu, împreună cu reprezentanți ai protoieriei Pitești. Au fost oferite ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare, scopul fiind acela de a ajuta elevii proveniți din familii defavorizate, dar și de a motiva pe cei care au obținut până acum rezultate bune la învățătură. Punem punct campaniei Ghiozanul meu, desfășurată în tot cuprinsul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușelui. Spunem că la final de primă săptămână de școală am reușit să vizităm o mulțime de școli și o mulțime de copii. Astăzi ne aflăm la școala din Vedea, unde un număr de 230 de copii, adică toți copiii prezenți în școală, toți copiii care frecventează cursurile acestei școli, primesc ghiozane echipate cu rechizite, atât copiii de la clasele primare cât și de cei de la gimnaziu. Suntem încântați că am reușit ca această campanie să fie deja o tradiție și să fie un succes pentru că vizităm aceste școli din mediul rural și credem noi că aducem multe beneficii copiilor. Tot în cadrul acestui program, un număr de 205 copii din județul Neamț, din școala în care în alt presenț Arhiepiscop Calinic a învățat, au primit darurile noastre, adică aceleași ghezane echipate cu rechizite și gândim că și acolo a fost o mare bucurie primind Acum, la început de an școlar, acolo au fost distribuite chiar în prima zi de școală gheozanele din Arge și aducând bucurie nemțenilor. Ei văd că biserica este alături de ei și mai mult decât atât văd că la început de an școlar primesc un suport care să i ajute să urmeze cursurile, indiferent de nevoile pe care le au. Am încercat să găsim școlile mai îndepărtate de oraș, școlile în care sunt într-adevăr probleme, însă n-am făcut niciun fel de diferență, ci toți copiii care frecventează cursurile școlare au primit darul nostru și gândim că și pe viitor acolo unde vor mai fi nevoie, chiar dacă trece timpul, unde vor fi solicitări, găsim soluții pentru a răspunde pozitiv nevoilor lor. Identificând situațiile extreme unde elevii se găsesc în situația abandonului școlar, sectorul social filantropic și de misiune ale parhiei Argeșului și Moșcerului urmează să desfășoare și alte acțiuni menite să le ofere copiilor lucrurile necesare pentru buna desfășurare a procesului educativ.